Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Taur, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi, iată luna mai 2022, la mulți ani celor născuți în luna mai și aprilie, astea două luni. Bun, hai că vreau să zic și în alte luni, dar acolo nu mai sunt taurii. Haideți să vedem. Să vedem în primul rând care este arcana majoră care urmează să vă reprezinte în această lună. Dragii mei taurii, justice, iată justiția, peste tot apare această justiție, uite că, na, am dezvoluit secretul, este și venit și la berbec această carte. Justiție, justiție, veți cântări anumite lucruri, veți fi chitiți pe dreptate, pe justiție, vi se va face dreptate acolo unde a fost o nedreptate în trecut. În unele cazuri, dragii mei, unii dintre voi veți avea de umblat pe la instituții de genul acesta, vor fi tot felul de, cine știe, moșteniri, împărțiri de bunuri, împărțiri de custodii și așa mai departe. Mergem mai departe și haideți să vedem o semnătură energetică a acestei luni mai pentru voi. Ia să vedem despre ce este vorba și tot pe doi mergem. Și iată, avem semne din partea Universului, așa că, dragii mei, și avem și trecut, prezent și viitor. Foarte interesant, vă spun în felul următor, să fiți foarte atenți, să fiți pe recepție în această lună mai. Veți primi unii dintre voi niște semne foarte importante din partea străbunilor voștri, poate din alte existențe, pentru aceia dintre voi care mai și credeți în lucrul acesta. Sunt semne pe care anumite suflete, anumite spirite, anumite entități vor să vi le transmită. Sunt semne care vor face cumva un declic undeva în interiorul vostru și vă vor pune pe unii dintre voi pe un alt drum. Da? Vă vor îndemna să mergeți într-o nouă direcție, să ieșiți cumva dintr-o zonă de noapte, dar vă rog să nu asociați noaptea și întunericul cu ceva rău, da? Într-o zonă luminoasă, într-o nouă zi, undeva unde soarele răsare din nou, mi se spune. Bun, mergem mai departe și să vedem o frecvență care vi se alătură și avem delight, iacătă, nici nu știu, delicii, ceva de genul acesta aș spune eu, să vă faceți plăcerile în această lună, are numărul 19, dar cartea soarelui. Dați-vă voie să vă răsfățați, dați-vă voie să vă faceți micile sau marile plăceri, de ce nu în această lună. E important, da, să profitați de această frecvență care vine alături de voi și să vă încărcați sufletul cu lucruri frumoase, să vă dați voie să vă încărcați sufletul cu lucruri frumoase, dacă se înțelege ce vreau eu să spun aici, să vă dați voie. Mergem mai departe și să vedem mesajele din partea Doamnei Lună. Ia să vedem, Doamna Lună vine și spune, cu luna plină în leu, nu lăsa mândria să te țină pe loc. Lasă codița acolo puțin mai jos și mi-am adus aminte că am sărit ceva, dar o scoatem imediat pe sectorul iubirii. Bun, lasă codița mai jos, nu lăsa mândria, orgoliul să te țină pe loc, poate din a închide anumite capitole în viața ta, poftim, vine luna nouă săgetător și îți spune norocul este de partea ta, mai ales când vine vorba despre noi începuturi. Așa că nu rămâne într-o situație doar pentru că nu știu ce te crezi tu că te ține legat acolo, doar pentru că nu știu ce crezi tu că ai investit acolo. Dă-ți voie să te bucuri de viață, dă-ți voie să faci lucruri care îți fac plăcere și pentru că ai văzut norocul este de partea ta. Ai încredere în visurile tale, du-te, mergi mai departe și dă-ți voie să le manifesti, că din nou ești susținut, da, de această energie a norocului, de energia săgetătorului, pentru că săgetătorul este aventurierul, este ăla care gândește și țintește foarte, foarte sus. Dă-ți voie să mergi într-acolo. Work through your fears, iată-te luna în Scorpion, luna nouă în Scorpion îți spune nu lăsa fricile, nu lăsa neîncrederea în tine, nu lăsa dubiile să te țină pe loc și, bineînțeles, mândria, orgoliul, așa cum am văzut mai devreme. Nu renunța la visul tău, rămâi chitit pe ceea ce-ți dorești tu cu adevărat, pentru că pot interveni tot felul de fluctuații acolo din cauza cutiei cu maimuțe. Tocmai asta te roagă spiritul în această lună, da? Și bineînțeles, nu numai în această lună, să dai deoparte fricile acelea, să dai deoparte deznădejdele acelea și să mergi către visul tău și vei avea de câștigat. A new start is coming, un nou început apare la orizont în unele cazuri. Haideți să vedem pe sectorul iubirii, că uite, ratasem acest lucru.
Ei, și avem lamela cu numărul 7, iubire bazată pe atracție erotică intensă, constantă, reciprocă și profundă. Se pare că unii dintre voi, dragii mei, sunteți într-o relație sau cine știe, poate veți da peste cineva pentru care veți simți așa foarte multă atracție fizică, dar e bine să rețineți că este o relație bazată pe astfel de legătură. Partea sentimentală este, nu este, nu zic că nu contează, normal că ea contează, dar în aceste cazuri, că nu degeaba guvernează această lamelă, punctul forte al relației este atracția fizică. Mergem mai departe și haide să vedem tot pe calea astrelor ce alte mesaje vin. Și vine soarele în balanță, care spune să îți dai voie să trăiești în armonie, să îți dai voie să te bucuri de viață, să îți dai voie să faci lucrurile acelea care îți fac cea mai mare plăcere în viața ta. Da, iacă-te și înțelegem cu cartea justiției cântărirea aceea a situațiilor și relațiilor și persoanelor din viața voastră, dragii mei tauri, în această lună. Vedem aici, should I stay or should I go, să rămân sau să plec dintr-o situație. Da, este răscurcea aceea de drumuri, este starea aceea de indecizie, un fel de 7 de cupe. Nu știu ce să aleg, îți spune, alege ceea ce îți face sufletul să fie încântat, alege din iubire, alege pasiunea și nu o să-ți pară rău. Bun, și vine și eclipsa în pești, care vorbește de liber arbitru. Nu uita, da, dragă tauri, că ai liber arbitru în tine, stă puterea de a face alegerea a ceea ce este cel mai bine pentru tine în viață. Aici este un sfat, serve your higher purpose, să mergi, să urmezi scopul tău cel mai înalt, să urmezi calea și misiunea sufletului tău. Vedem și soarele în gemeni, comunicare, negociere apare la orizont în această lună. Poate să fie negociere cu propriul tău suflet, da? Sau poate să fie o comunicare între mintea și sufletul tău. Pentru că vedem acolo fricile acele care s-ar putea și indeciziile și nesiguranțele care s-ar putea să iasă la suprafață. Bineînțeles, la fel de bine poate să fie vorba despre colaborări, da? Vedem acolo numărul 3. Poate să fie vorba de colaborări și atunci să fie interviuri, negocieri și așa mai departe. Foarte frumos vine eclipsa în Săgetător, care vorbește despre luna mai ca fiind o lună de creștere, o lună de succes. După o perioadă de stagnare pe care ați avut-o unii dintre voi și tot Săgetătorul va anunța mai devreme cu luna nouă în Săgetător că norocul este de partea voastră, ceea ce e foarte bine. Mergem mai departe la Osho și haide să vedem cu ce mesaje și ce îndemnuri vine Osho către voi. Și iacă-te, este jocul și renașterea și îți spune în felul următor, dă-ți voie să pui punct lucrurilor care nu-și mai au rostul în viața ta, să ai curajul, iacă-te, vedem leul, da? Să ai curajul să mergi mai departe, să ieși din rolul ăsta de cămile, de dromader în care tot ai tras, poate pentru alții și nu pentru tine și să ai curajul să cânti, să ai curajul să te bucuri de viață, să ai curajul să dansezi, să ai curajul să arăți lumii cine ești tu cu adevărat și să mergi pe acea direcție. Mergem și noi mai departe. Hopa, hopa, ia să vedem ce avem noi aici. Avem creativitatea, da, este împărăteasa. Că mereu le confund pe astea două. Împărăteasa, nu știu, poate în cazul unora dintre voi sunteți mame, da? Multe dintre voi sunteți mame sau partea creativă din voi vă cheamă pentru a urma calea aceasta și dați-vă voie să exprimați acea creativitate. Transcederea iluziei, o carte foarte frumoasă, da? Vă spune foarte clar că veți vedea clar niște lucruri, vi se dă șansa unora dintre voi, este judgment, judecata. Vi se dă șansa să începeți o nouă viață, să trăiți viața la un alt nivel, să trăiți viața într-o altă energie. Ați-vă voie să faceți lucrul acesta posibil. A, pentru unii dintre voi să primiți iacătă niște vești din partea cuiva care ar vrea să se întoarcă, evident din trecut, că nu are cum din viitor. Poate să fie cineva în aceeași zodie cu voi sau poate să fie cineva care este părinte. Da? Mamă, tată, nu contează. Vedem călătoria, dar este optul de bâte, cartea aceea de mesaje. Poate veți primi mesaje, invitații pentru o călătorie, cine știe, sau mesaje din partea acestei persoane, în unele cazuri, care ar mai vrea o șansă. Ehei, și avem astfel de săbii, conștiința și cartea maestrului, clarificări de situație, faptul că veți vedea și veți înțelege anumite situații din viața voastră la un nivel
mult mai profund, da? La un nivel înalt. Și veți înțelege că doar voi sunteți acest maestru, doar voi, în momentul în care nu mai opuneți rezistență vieții, viața va curge liber în jurul vostru. Foarte, foarte frumos. Mergem și noi mai departe. Și haideți să vedem Cupid Deck ce anume are de spus pentru luna mai. Și vedem femeia matură. Repet, poate să fie vorba despre cineva care este și părinte. Ia cătă, sudden wealth. Îmbogățire rapidă și haideți să vedem, poate să fie prin intermediul, ia cătă și cartea tribunalului, am văzut justiția, v-am spus că unii dintre voi veți merge pe la astfel de instituții. În unele cazuri poate să fie vorba despre niște bani pe care îi veți moșteni sau îi veți primi din partea unei femei. Mare atenție, știți cum este chestia aia? În momentul în care primești o moștenire sau în momentul în care câștigi ceva, da? Apar niște persoane în jurul vostru, atenție, pentru că vedem falsitatea aici. Poate să fie vorba despre cineva care vrea să bage niște bețe în roate când vine vorba de tribunal, când vine vorba de procese și așa mai departe. Dar stați liniștiți că acel câștig de cauză există acolo, vedem secrete de familie. Dragii mei, vedeți voi ce este la suprafață cu acele secrete, clar, vorbim despre haină de stat, instituții de stat, dar este cineva care fie jură strâmb pe acolo, fie un secret va ieși la suprafață, ceea ce va duce la astfel de instituții, dar iată, câștigul este garantat, avem două cărți care ne spun același lucru. Merge, iată și cartea căsătoriei. Mergem mai departe și haide să vedem în primul set de tarot la rădăcina lui Asul de Săbii. Din nou vești, lămuriri de situații, l-am mai văzut odată. Vedem și Asul de Cupe care vorbește despre o posibilă nouă iubire, da? Sau o nouă prietenie în unele cazuri pentru voi. Ia să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă și vedem solitudinea. Poate unii dintre voi vă simțiți singuri sau, cine știe, se ajunge la momentul acesta sau poate aveți de-a face cu cineva în fecioară, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în fecioară. Vedem choices, alegeri pe care le veți avea de făcut unii dintre voi cu doiul acela de monede. Poate că unii dintre voi vă chinuiți cumva să vă mențineți echilibrul financiar. Vedem aici un câștig, da? O victorie pe partea aceasta, așa că nu trebuie să vă faceți probleme. Și vedem The Tower, ia cătă cartea turnului, se pare că vin evenimente neașteptate, se răstoarnă niște lucruri, posibil niște treburi ies la suprafață și răstoarnă niște situații, dar repet, nu trebuie să vă fie teamă, nu trebuie să vă fie frică, voi rămâneți concentrați pe cine sunteți voi și pe ce vă doriți voi cu adevărat, că de restul se ocupă spiritul. Parteneriatele și alianțele le vedem aici, planuri de viitor pe care ar fi bine să vi le faceți sau unii chiar vi le veți face, limba română, dați-mi înapoi, în această lună. Vești foarte bune, dragii mei, da, vedem oarecare stare de încordare, de stres, de tensiune, nu știu cum o să fie, sunt indecis, habar n-am cum o să se așeze lucrurile, se așează foarte bine. E cineva care îți întinde o mână de ajutor fix la momentul respectiv. Ai răbdare și nu încerca să precipiți lucrurile, îți spune următoarea carte. Da, lucrurile se dărâmă în jurul unora dintre voi, dar aici trebuie să intervină încrederea în tine și în divinitate. Unii dintre voi veți merge mai departe, ia că te vedem moving on, acest șase de săbii. Veți merge mai departe pentru că înapoi nu prea ai ce căuta, nu prea ai ce face. Dă-ți voie să mergi mai departe și vei avea doar de câștigat. Și vedem The Lovers, cartea îndrăgostiților. Veți merge poate către o nouă relație, am văzut atunci și Asul de Cupe, da, la rădăcina pachetului. Alții dintre voi veți face tranziția dintre o relație și veți merge către altceva sau poate tranziția dintre starea de singurătate către relație. Și vedem și treiul acesta de monede și aici vorbește despre recunoaștere și recompensă a valorii voastre, a muncii voastre, a talentului vostru. Nu renunțați la ceea ce faceți. Vi se spune foarte clar dacă nu au apărut încă rezultatele. Nu fiți căpoși, nu fiți încornorați. Da, ce dați să spun lui Taur lucrul acesta. Nu renunța doar pentru că n-ai văzut în primele zile, în primele săptămâni rezultatele pe care tu le așteptai.
îți spune, ai încredere, pentru că norocul, șansele sunt de partea ta, ai puțină răbdare și ai să vezi rezultatele, este un câștig spontan, este o creștere spontană, tu încă nu o vezi. Important este să nu renunți. Și mergem mai departe, da? Șasele de săbii, din nou, poate să fie mutare, tranziție, poate să fie schimb de joburi pentru unii dintre voi, schimb de colaborări, pentru că vedem din nou acest trei de monede, The Lovers din nou, sau o schimbare de relație. Haideți să vedem, why is the hermit here? Ia să vedem și lămuririle, da. Veți, unii dintre voi vor pleca, se vor distanța de situația în care sunt, e detașarea aceea emoțională și vor merge în căutarea a altceva. Nu lăsa fricile, îți spune în continuare, să pună stăpânire pe tine, nu lăsa conflictele mentale să facă lucrul acesta. Poate să, nu știu, să fie și discuții în exterior, nu te lăsa influențat de ele, ascultă-ți intuiția. Asta este foarte important, să faci lucrul acesta. Este, și cred că unii dintre voi intuiți că apare momentul acela de turn. Ia către treiul de bâte, poate să fie a cincea roată la căruță în unele cazuri, nu e pentru toată lumea. E o chestie pe care unii o simțiți, o intuiți. Asta e, o să o și vedeți. Vedem de trei ori treiul de bâte aici. Apare, da, ceva nou la orizont pentru unii dintre voi. Nu lăsa ego-ul, da, să te țină pe loc, nu lăsa mândria să te țină pe loc, nu lăsa vinovăția și regretele să te țină pe loc, îți spune cinciul acesta de cupe. Dă-ți voie să-ți faci planuri de viitor. Ia să mergem noi mai departe. La 10-le de monede peste 6-le acesta de bâte, dragii mei. Victorie, succes, reușită. Și am văzut și aici cele două cărți de câștig rapid al banilor și un succes foarte, foarte, foarte fain. Sunt niște vești foarte bune, clar vor schimba situația în viața unora dintre voi într-un mare fel. Vor da sau vă vor ajuta, mai bine spus, să dați o povară jos din spatele vostru. Dar, repet, este important să aveți și răbdare, este important să știți ce să alegeți de data aceasta, din nou starea de confuzie. Și am văzut acolo și cu luna în gemeni, nu mai fi confuz, să ai, să știi ce anume dorești de la viață, să știi, măcar să ai așa o idee despre ce dorești de la viață și dă-ți voie să mergi mai departe, nu lăsa fricile și nesiguranțele să te țină pe loc. Hopa. Bun, și vedem The Four of Pentacles, patrul acesta de monede, scuzați-mă, peste carta îndrăgostiților. Probabil unii dintre voi aveți de-a face cu un partener care este cumva închis emoțional și cine știe, apare altceva sau altcineva la orizont și veți face acolo o cântărire, o diferență. Poate să fie cineva în zodie de aer cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de aer. Ce îți mai spune cartea aceasta peste treiul de monede este să te folosești de logica și de rațiunea ta, să nu lași cumva comentariile din jurul tău să își pună amprenta asupra ta și să ai încredere în tine, pentru că ți-am spus, talentul tău și ceea ce știi tu să faci va da niște rezultate extraordinare. Pe restul lasă-i să vorbească. Vedem o invitație care poate veni în realitatea ta, o propunere și din nou tu va trebui să faci o alegere. Ce fac, da? Vedem cele două vapoare care vor să ancoreze în portul tău și tu va trebui să alegi, ascultă-ți intuiția. Ia să vedem noi mai departe și vedem șaptele de bâte, cartea aceea de defensivă. Dă-ți voie să fii deschis, îți spune, pentru noi oportunități, dă-ți voie să fii deschis pentru a experimenta și ceva nou. Pentru că trecutul îl știi, prezentul îl vezi în fața ochilor tăi, încearcă și ceva nou și vedem noile începuturi, inclusiv pe parte de bănuți și am văzut că în unele cazuri răsturnări de-astea și creșteri pe parte financiară apar brusc. Doiul de cupe, poftim, cartea sufletelor pereche apare și pe sectorul iubirii, ceva foarte, foarte fain. Dacă nu ți-e frică să pleci de unde ești, poftim, din nou confirmare, doiul de bâte, va trebui să alegeți între o persoană și alta sau între starea aceea de singurătate, statutul acela de persoană singură și relație. Mergem mai departe și haideți să vedem ce alte mesaje vor să mai vină pentru voi, dragii mei. Ce avem noi aici? Arhanghelul Uriel și chakra coronă, ce v-am spus, legătura cu divinitatea, mare atenție, pentru că veți primi niște mesaje importante, niște ghidări importante.
Mergem mai departe, aprecierea, învață și apreciază-te, învață și iubește-te, învață să apreciezi tot ceea ce este în jurul tău. E, ia uite de broken heart, avem inima aceasta frântă, sunt durerile acelea din trecut care te pot împiedica să intri într-o relație, oricât de fain ar fi, oricât de, nu știu cum s-ar prezenta, există o închidere acolo emoțională și s-ar putea, da, să-ți fie teamă, poftim, all tied up, să te simți legat și de mâini și de picioare. Este doar o chestie în mintea ta, sunt doar programele acelea care îți dau impresia că nu poți pleca de acolo. Și vedem și că templul, da, carta templului, și spune foarte clar, urmează calea inimii, ești protejat, vedem orbii aceștia de lumină, ești protejat de a merge mai departe, pentru a merge mai departe, pentru că ești pe drumul cel bun. Trebuie doar să-ți dai voie să faci lucrul acesta. E, apare iubirea fără doar și poate, ia uite frumușelul ăsta cum vine, posibil să fie cineva care a mai fost într-o relație, vedem verigheta aici la lănțișorul lui, sau într-o, da, mă rog, sau într-o căsătorie. Și blasămingă bandă, îți poftim abundența, din nou v-am spus, pe partea financiară se arată niște lucruri interesante. Și hai să vedem mai departe. Ce alte mesaje? Era timpul pentru niște abdomene. Uite că au venit și abdomenele. Nu, clar, clar, fiți foarte atenți la ceea ce visați. Foarte atenți la ceea ce vi se transmite. Fie vouă, fie prin intermediul altor persoane, pentru că sunt mesaje extrem de importante. Leg up, vedem că sunteți susținuți sau veți fi voi sprijinul cuiva, poate sunteți părinți singuri, mi se spune, pentru unii dintre voi și sunteți sprijinul unei persoane. Un orochior vine în calea unora dintre voi, o ocazie și o oportunitate extraordinară de a vă schimba cursul vieții, evident, în bine. Dacă nu vă este frică, să vă agățați de codița acelui trifoi și să vă dați voie să mergeți cât mai sus. Iată, change in the wind, apare o schimbare la orizont, vedem turnul acesta încă o dată. Ceva se schimbă și se transformă într-un mare fel. Of, of, mai, e de bine, e de bine, doar frica și, cum să zic, o dificultate aceasta de a face față schimbărilor vă poate pune în trepidații. Unii dintre voi veți scăpa de, dacă vă veți da voie, de o structură și rigidă, dar și îngustă pe care ați stat până acum. A venit și vi se dă ocazia să zburați, să vă recâștigați libertatea, să mergeți din ce în ce mai sus. Dar, dragii mei, așa cum știți foarte bine, totul depinde de voi, iată, new life, o nouă viață vă așteaptă dacă vă dați voie să lăsați trecutul în urmă. Și veți vedea, da, unii dintre voi, că ceva nu este pentru voi, ceva sau cineva, v-am spus, aveți grijă la o falsitate acolo, secrete de familie, chestii vor ieși la suprafață. Mergem mai departe, ia să vedem și de aici ce alte mesaje vor să vină. Trust, încrederea, probabil vă va fi pusă la încercare încrederea sau cineva profită sau a profitat de încrederea voastră. Delight, din nou apare mesajul acesta, măi, dați-vă voie să vă faceți plăcerile, dați-vă voie să vă cumpărați ce vă place, să vă faceți poftele. E important să vă iubiți și să vă apreciați, inclusiv la nivelul acesta. Iată-te, wisdom, ascultă înțelepciunea din interiorul tău. Când vorbim de intuiția ta, acum îmi spune, dacă sunt răni sufletești, am văzut, da, inima frântă acolo, lasă durerea cumva să te cuprindă, nu încerca să o mai alungi, nu încerca să o mai suprimi și durerea aia îți va spune o poveste interesantă, durerea aia îți va da niște răspunsuri pe care probabil tu le cauți de mult și te ajută, iată-te, iluminarea, te ajută să înțelegi niște chestii importante despre tine și despre ce se întâmplă și de ce se întâmplă niște lucruri în viața ta. Fulfillment, poftim, împlinire, creștere, am văzut clar lucrurile acestea pentru unii dintre voi, o energie foarte frumoasă, change, schimbare, 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 că doar ce să vezi, este lună de vibrație 5 și aha, și sună într-un mare fel confirmările. Mergem mai departe să vedem mesajele din partea îngerilor, ia să vedem, este Izabela. Și spune, da, în această lună este un moment potrivit pentru noi aventuri, la finalul cărora vor ieși niște lucruri foarte, foarte faine. Și vine și Azur și îți spune în felul următor, tu fii cine ești tu cu adevărat, chiar dacă unora din jurul tău le place chestia asta sau nu. Pentru că, nu știu, felul în care tu ești,
poate face pe unii din jurul tău să se simtă amenințați de lucrul acesta, este fix treaba lor, nu a ta. Tu continuă să-ți vezi de drumul tău, pentru că mai devreme sau mai târziu vei fi un exemplu. Și mergem mai departe și vine Akasha și pentru unii dintre voi și vă anunță că sunteți învățători spirituali și că aveți abilitatea de a-i consilia și a ajuta pe alții să-și trezească și să-și găsească darurile spirituale. Asta este misiunea ta divină. Nu că tocmai de-aia veți fi și contactați atât de puternic în această lună de spirit. Și vine și Serafina și spune că este îngerul familiilor și că o schimbare apare în familia voastră, o schimbare pozitivă. Poate veți auzi de nașterea unui bebe, cine știe. Și mai avem și Bethany, da, exact ce spuneam. Bethany vine și spune în felul următor, că în momentul în care tu ai excelentă grijă de tine, toți ceilalți din jurul tău beneficiază de această energie. Dă-ți voie să te tratezi frumos, dă-ți voie să te alinzi, dă-ți voie să-ți faci poftele, este foarte important. Și haideți să vedem și niște bilețele, hai să vedem și niște mesaje din cea unică mititică de prăjitorică pentru voi, dragii mei tauri. Și avem spiritele animalelor, ia că-te poate animăluțele vor să vă vorbească, vedeți care este animalul vostru spiritual și care este mesajul lui pentru voi. Calmitate, da? Este o chestie importantă pe care ar fi bine să o adoptați în această lună. Și plecare, da? Nu știu cine pleacă, unde pleacă, poate plecați voi, plecați calmi așa, sau dacă pleacă cineva, rămâneți voi calmi, e important. Și vedem și coborâre. Eu zic să urcați, că după orice coborâre urmează o urcare, a venit momentul vostru să urcați, v-a spus eclipsa săgetător și spiritul focului, ia că lucrați cu el, pentru că el vă dă voința, vă dă pasiunea, da, și energia pentru a merge mai departe. Și haideți să vedem și zdrângănele, trâncănele pentru voi, dragii mei tauri. Numai două au ieșit și ea că este protecția. În primul și în primul rând vă spune, sunteți protejați, sunteți ajutați. Dacă le întoarcem invers, avem semnul păcii, calmitate pe zen, pace și prietenie. E bine să rămâneți în zona aceasta. Ei, și vedem și delfinul. Nu știu, poate mă ascultați așa de la mare, unii dintre voi, și vă salut, sau acolo pe unde sunt delfini, sunt și la noi, cred că sunt și la noi delfinii. Delfinul poate înseamnă ceva important pentru voi, nu-mi vine niciun mesaj aparte legat de acest delfin, iată-te, nu îmi vine în momentul de față, dar s-ar putea să vă vină vouă mesajul, sau poate cine și ascultați sunete emise de delfin, că cine știe ce declanșează în voi. Dragii mei tauri, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna mai 2022. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere a acestui videoclip, de distribuire, bineînțeles, să ajungă și la alte persoane, de ce nu. Dacă nu v-ați abonat până acum la canalul meu, apasă butonul de abonează-te și eu îți mulțumesc foarte mult. Comenturile le aștept ca de obicei în secțiunea de comment și până data viitoare, dragii mei, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.